Bun găsit, prieteni! Pink a fost declarată artista anului, a anului 2019, situându-se pe primul loc într-un top 100 al turneelor din ultimele 12 luni, cu cele mai mari încasări, peste 200 de milioane de dolari. Artista spune că ea nu crede în genuri și în limite și completează afirmând că show-urile ei ar putea să fie deopotrivă un concert rock, dar în același timp și un spectacol pe Broadway. Vorbim despre o cântăreață care este pe piața muzicii de mai bine de 10 ani, poate chiar 15 ani, cunoscută de noi, cu siguranță că ea și-a început cariera mai din timp, și o artistă care a trecut prin momente tensionate de-a lungul vieții. Se pare că acum și-ar fi găsit liniștea, ar fi fost orfană, și în orice caz crescută într-o familie cu părinți cu mari probleme, ulterior a renunțat la situația asta, și-a luat frâiele vieții în mâini și s-a apucat de cântat și iată că a avut succes. Nu există genuri și limite, cel puțin așa spune Pink. E bine să ne gândim la lucrul ăsta, nu este așa doar o afirmație spusă și care se aplică doar în cazul carierei ei, ci în general în viață. E bine de gândit, poate o să fac un alt vlog, o să mă gândesc și o să pun pe hârtie câteva dintre ideile care în acest moment întrec prin minte. Vă pup, dragii mei, dragile mele, artista lui Pink, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media.